Hai, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Brawl Stars, unde voi face un opening micuț, adică decât de un mega box pe contul meu secundar, pentru că am făcut 4000 de trofee. Înainte de a începe, nu uitați de butonașul de like și de abonare dacă doriți să mă susțineți și bineînțeles vreți să mai vedeți astfel de episoade pe contul secundar, pentru că pe contul mare mai am 9 brawler mi se pare și fac rank 20 și pe contul ăsta mic gen este free to play, este gratis, absolut nici măcar un leu n-am băgat în contulețul acesta. Și am zis că, deci dacă o să pice toți brawlerii, să știu sigur, bă, au picat din 0 lei, din niciun bănuț, adică free to play. Chiar vreau să văd până la câți brawler am, 19 brawler deocamdată și mai lipsesc aceștia. Fă-s curios dacă o să-mi dea și vreo legendară cândva, cumva, sau o să-mi dea și pe Tara și pe Jin și să rămân de cu legendare, chiar nu știu. Șansa mea este de, ia să, că sunt foarte curios. Șansa mea este de 0,05 la legendară. Și restul este cam peste tot, adică la toți aveți aceeași șansă la mitică și la restul. În fine, nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram la madalin.adrian23. Și da, haideți să-i dăm drumul. Dacă doriți, lăsați în secțiunea de comentarii dacă vreți să mai fac astfel de episoade. Pentru că ați văzut, la trofee mari, 400-450 plus, e altă mâncare de pește, ca să spun. Adică sunt alți brawler, se joacă decât Bo și Pen, pentru că sunt cei mai OP la momentul de față și sper să primească nerf. Nu de altfel, ați văzut când am prins eu contra 9 PM și eu eram singurul Poco, ce să faci, asta e. Dar pe contul acesta, la trofeele acestea, este o diferență foarte mare între ce se joacă aici și ce se joacă în trofee mari. Și dacă vreți să mai vedeți astfel de episoade, nu uitați de butonul de like, nimic altceva. Ok, hai să deschidem acest megabox. Sper o să fie ceva bun. Trebuie să fie 6, nu? Sunt 5. Nu cred că o să fie absolut niciun brawler nou. Pentru că mi se pare că dacă sunt 6, îți dă brawler nou. Tem, Frank, ok. Mamă, deci mai trebuie încă un powerpoint la Frank ca să-l fac. Fantastic. Ok. Mi-a dat și gemuri, mi-a dat și etichete, mi-a dat și token doubler. Ok. Nicio problemă, pentru că voi juca la solo sau... Da, clar, astăzi este caverna și este solo. Probabil o să intru la fiecare la gen grab, haste și shutdown. Și o să joc pe acest episod. Na, n-am ce să fac. Când e caverna, cu siguranță trebuie să ne luăm toți vacanță, pentru că este una dintre cele mai nasoale caverna. Ok, și vreau să vă anunț că a ajuns și tableta. În sfârșit a ajuns și tableta. Am filmat gen, am filmat unboxing-ul la ea, dar trebuie să mai vină și suportul. Deci, uitați-o, aceasta este destul de mare. O să se vadă și reflexia, gen, de la joc. Dacă apăs de două ori pe ea, mi se pare că se aprinde, da. Aceasta este tableta. Trebuie să vină și suportul ca să-i fac unboxing-ul complet, gen cu suport cu absolut tot. Am jucat și pe ea puțin, vreau să vă spun că e o diferență foarte mare între telefon și tabletă. Nu neapărat calitativ, pentru că este mult mai mare și vezi mult mai bine jocul, dar e o diferență și de gameplay și de joc și trebuie să mă obișnuiesc. Gen, nu sunt obișnuit cu așa tabletă atât de mare. Trebuie să mă obișnuiesc neapărat ca să știu să joc, adică să știu să joc Brawl Stars, să mă reparte pe ea. Deocamdată nu știu în ce măsură o să fac episoade și live-uri de pe ea, pentru că încă nu sunt obișnuit. Nu sunt obișnuit absolut deloc. Bine, mai bine să joc pe telefon. Dar într-un viitor apropiat, cine știe. Hai să intru la Gem Grab și la Gem Grab cred că o să intru cu Pam. Ia să văd ce mapă este. Cred că este o mapă bună de Gem Grab cu Pam. Da, hai să joc Pam. Primul match. Toată începem cu Gem Grab, după aceea cu Haste, mi se pare, dacă am observat eu bine. Și voi continua cu un solo de cavernă. Au, ce frumos m-a prins. Mortis ăsta ce fură, băi, colanule. O să mai vine și Bo. Da, boss, a Bo al nostru acum s-a trezit, mâncai aici gura lui. Adică, pe bune. Bună dimineața, Bo. Mamă, ce splash ne-a dat pe nii. Iară m-am întors. Aceeași prostie o fac de fiecare dată. De fiecare dată fac aceeași prostie că mă întorc. Trebuie să mă feresc de hiturile lui Penny. Băi, da, bă, ce faci, tată? Doamne, bă, băiatule, no, e imposibil. Uite-te și tu la boal nostru. S-a pus acolo omul și frână, gata, frate, l-a luat somnul. Nicio șansă. Dar măcar s-a trezit. Nu!
N-au cum să, n-au cum să mai iau ăștia. N-au de unde. Bun. Meci câștigat. Deci înseamnă un om în plus. Un om în plus și un om în minus. Pentru că dacă Bono venea acolo să ne ajute, practic n-aveam nicio șansă ca să câștigăm. Un om în plus, ce contează. Chiar să deschid acest Brawl Box? Pot să deschid și un B-Box pe acest episod? Nu. Din păcate un singur Star Token îmi lipsește ca să mai deschid. Hai să joc și la Haste. La Haste voi juca cu Burley pentru că sunt obișnuit. Ia să văd ce mapă este. Este mapă bună. Este mapă bună de Burley. Pentru că este cu mulți... mulți pereți și nu neapărat pereți, pentru că nu sunt pereți pe aici, dar sunt multe din astea, cum să zic eu, garduri din acestea unde te poți feri și poți da după ele. Asta este cel mai important. Ok, vedeți, după cum vedeți, este joacă și și Burley și Dynamic. Trebuie să am grijă la acest Carl. Din păcate m-au lăsat ăștia și mă apăr doar eu. Deci doar eu mă apăr, frate, la Carlos ăsta. În fine, gata. Ok, nice, o să dau aici super-ul. Și îl prind și pe acel Dynamic, mi se pare în super. Da, hai că l-am omorât. Bam, acum trebuie să pun presiune de aia genială. Ok, m-a omorât și pe mine, a venit ăsta aici și m-a omorât. Ne-am dat ceva damage, dar trebuie să avem grijă să ne apărăm aici. O să vină probabil și Carl aici. Și are super încărcat, nu te cred. Bun. Acum mergem noi pe push. Aici e probabil ca să le dăm frumos. Și asta este al meu. Mamă, a picat și ăsta aici, nebun. Deci i-am bătut atât de rău încât a picat și aplicația. I-am bătut rău de tot. Mădălin star player, bun. Mă pricep foarte bine pe Burley. Hai să mai dau un match. Chiar vreau să mai dau un match ca să vă arăt gen la Haste cum se joacă cu Burley și Dynamic. Nu știu, dacă vreți să fac astfel de tutoriale, dar nu prea cred că ar fi nevoie. Nu știu, zic și eu. Astfel de tutoriale în care să vă arăt cam cum se joacă cu unii brawler pe anumite hărți, ca să spun. Pentru că eu mare parte v-am zis decât la solo și la solo se joacă anumiți brawleri. Nu se joacă absolut toți brawlerii. O să aibă Frank ăștia. Ok, știam că o să fie Frank. Știam asta. Că-l văzusem la început, gen ce brawler o să fie. Ok, hai că am omorât cioara. O să mă duc să dau aici super-ul. O să vină și cioara și o să-l ajute. Ce păcat. Ce păcat că a venit cioara, că Dan ăla nu mă putea bate. Niciodată nu putea. Pentru că îi făcea manevră. What? Băi, ești nebun, pe ăla murise și a dat... Dă-te încolo, a dat superul când a... deja murise? Băi, ăștia ai mei au murit toți, mă? Adică toți amândoi? Sper să se descurce Dynamic acela. No, Frank! Deci dacă ne bat ăștia cu Frank pe mapa asta, mi-e rușine. Mi-e rușine de mine. Mi-e rușine de mine dacă ne luăm bătaie cu Frank pe mapa asta. Deci mi-e rușine de mine dacă ne luăm bătaie de la Frank pe mapa asta. Pentru că Frank nu este un brawler bun pentru mapa asta. What? Nu, repede, mai dau un hit. Asta e al meu. Hitul meu, ultimul hit e dat de Mădălin. Ok. Bun. Și haideți să mai dau un match sau un match sau două la solo. Dar sincer, ce naiba să joc eu pe chiar să deschid Brawl Box-ul. Ok, pot să dau și la Piper upgrade. Cum ar fi să joc pe cavernă Piper? O să zic că, o să vină cineva și o să zică: "Pă, Mătăline, ești nebun la cap, cum să joci, mă, Piper pe cavernă?" Până și eu știu să joc mai bine Brawl Stars ca tine. Și o să joc ca tine. Ok, hai să joc cu Carl în prim match. În prim match aici pe zonă. Pentru că sunt pereți și relativ e ok Carl. Relativ e ok Carl cu pereți.
Fuck! Pe bune că ai scăpat! Dă-te încolo! Du-te încolo, mă, golanule! Dar cum n-ai mai scăpat, golanule? N-ai mai avut noroc. Ok, hai să bat aceste cesulețe foarte rapid. Bun. Mai este un Carlito aici, care văd că farmează pe cestulețe. O să mă duc așa peste el, bam, bam, bam. Bun, l-am omorât, nice. De asta am și vrut să dau un hit ca să-mi încarc superul cu orice putință. Nu știu dacă la trofele astea s-a risca un bull sau Shelly prin boscheți. Nu știu. Nu trebuia să dau superul, sincer să fiu. Adică l-omoream easy de tot, easy de tot. Băi, ești nebun, ăștia fac teaming? Deci a fost un moment în viața mea în care am crezut că ăștia fac teaming în 30-40 de trofee cât am eu. Mamă, ce am scăpat-o, pe la ureche mi-a trecut. Pe la ureche mi-a trecut, băieți. Uite, care ziceați voi că... Mădăline, dar n-ai... Mădăline, care ziceați? Nu, zic eu așa. Care ziceați că nu o să se joace Piper pe această mapă. Ia uitați, vedeți că se joacă și Piper și a luat locul 2 cu Piper. Cum ar fi sora să câștige? Vreau să iau toate chesturile. Nici nu știe pe unde sunt. Sunt curios dacă mă nimerește. Ea zice că vin pe power-up, nu? Mai vede că am luat power-up-ul și dă după mine. Oh, ia uite, băi, ești nebun, m-a nimerit. Ia să mă mai nimește. Ce disperate. Dă 339. Mamă, deci dacă mă duc în apropierea ei, dă 339 per hit. Gata, te-ai liniștit? Mie să nu mă bată cu zona, știi, să fugă și să mă lase pe mine aici. Nu, că mi-a fost frică că fuge. Da, bine, nu avea nicio șansă să mă bată. La cât HP aveam? Aveam 10.000 HP. Îmi place să mă mai distrez cu... Bine, nu pot să zic nobalăi, pentru că omul chiar n-are nicio treabă, până și eu sunt nobalău în sinea mea. Dar îmi place să mă mai distrez, să mai fac câte o caterincă din asta. Să-i trolez cu... Mamă, 99. Deci 9 din 10 și 99 din 100. Bine, Mădălina, adică în loc să trolezi tu, te trolează jocul. Bine, bine-s. Bine-s rău de tot. Da, băi, v-am zis, nu uitați de butonul like dacă vreți să mai vedeți astfel de episoade și vă distrați gen cu astfel de episoade. Eu sincer mă distrez pe un cont din ăsta micuț. Chiar mă distrez pe un cont de început. Și mai ales când dai din ăștia de nobleți. Ia uite, Piper aia cred că i-a picat și netul. Nici netul nu cred că merge. Probabil o să dea după mine. Mă așteptam. Mă așteptam ca să dea. Ok, văd că este aici. Mamă, uite. Da, nu știu ce naiba de bug e ăsta. Bine, nu e un fel de bug pentru că așa am făcea și mie. Hai că l-am omorât. Așa făcea și mie când joc Mortis. Gen, dacă te bagi în chesturi, nu-ți mai arată atacul de la Mortis. Și se buguiește, gen. Hai că mă duc în sus. Eram sigur că o să dea în jos. Să iau și chestul totuși, să trag, cum să zic, să scap din el, dacă tot am dat superul. Am 11 power, e meciul meu, cu siguranță. Cu siguranță este meciul meu. Acum o să sară? Aolo, nici măcar n-am mai apucat să mai sară sărăcuța. Sărăcuța de ea. Probabil următorul episod o să fie cu Frank maxat pe contul cel mare, dar să dispară mapa asta neapărat. Știu că o să urmeze după mapa aceasta, o să urmeze Erratic Blocks și mă uite cum îl cheamă pe ăsta, Tengură. Tengură și Adelin YT, numai români. Deci numai român, frate. Ce ai făcut, Tengură? Nu l-am înjurat, practic așa îl cheamă, Tengură. Practic așa îl cheamă, Tengură. nu l-am înjurat. Bun, de data aceasta 14 power. Cred că pot să deschid un Brawl Box și de data aceasta. Cu siguranță, adică am 99 din 100 cu siguranță. Un token, făceam eu rost.
Ok, dar e și Poco, da. Am zis, următorul episod va fi pe contul cel mare cu Frank Maxat. Okidokile mă spoky. Bă, să știi că Carlitos, până la anumite trofee, este bun pe această mapă. Pentru că sunt pereți și poți să bați relativ repede și chestulețele, deci e chiar ok. Ce e mai departe la 200, 300, 400 de trofee, rămâne de văzut, adică nu mai este așa wow. Cam dispare Carlitos din ecuație și apare și Shelly Bull și cu Frank. Că stă asta la pândă. Hai mă, pe bune, frate! Cât sunt. Aproximativ am super încărcat din nou. Nu te cred, frate, cum au murit ăștia. Practic, s-au omorât unul pe celălalt și n-au rezolvat absolut nimic. Ce înseamnă trofeele mici? Cum te întâlnești cu un om, cum te omori? Și acum, 1v1! Wow. Atât de OP, mai dau meci, nu că m-am ofticat tare. Atât de OP Spike, încât aveam vreo 10-12 power, ceva de genul, nu mai țin bine minte. Și îmi dă ăsta 3 hituri din apropiere, îmi dă și superul și mă omoară. Wow. Nu pot să zic decât wow. Nu pot să zic decât wow. Am rămas uimit. Ce am rămas uimit, băieți. Nu mă bag, eram sigur că o să dea hituri. Deci, practic, am rămas uimit. Mi-a dat asta cu harta în cap. Asta ia picanetul. Bineînțeles, cred că... A observat că am dat eu gen superul și n-am mai avut ce să mai facă absolut nimic. Vreau să-l omor cu orice putință pe ăsta. Mai ales că e frate de-al meu, Carlitos de-al meu. Frumos, hai că i-am dat-o frumos și astea, cu peretele chiar. Bun, mai sunt încă 2 brawler în afară de mine. 12 power și meciul ăsta este câștigat 100%. Deci dacă mă va bate cineva, mă oftic tare. Ăsta o să dea superul, probabil. Și fără Caterinca. Ăștia fac teaming, ăștia doi sunt în teaming. Dacă îmi luam bătaie și acum, mă supăram tare. Dacă îmi luam bătaie și acum, mă supăram tare rău. Mi-am luat o bătaie destul de la Spike-ul ăla dintr-o singură prostie. Dacă îmi luam și acum, puteam să spun că mă voi lăsa de acest joculeț minunat, mirobolant, fantastic. Ok, 69 de gemuri, terminăm foarte bine acest episod. În fine, cam asta a fost episodul, băieți, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă vreți să mă susțineți și vreți să mai vedeți astfel de episoade. Și... Următorul episod, cred că episodul de joi, probabil o să apară curând și unboxing-ul gen, o să apară gen la această tabletă, dar curând trebuie să mă și obișnuiesc să joc pe ea. Curând o să apară și cu Frank, cu Power Maxim, episod pe acest canal. Toate cele bune, nu uitați de follow pe Instagram, mă dă din punctul de 23 și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!